să mă pierzi! Eu nici n-am apucat să mă pierd! Ești singurul din care puteam să-mi fac un prieten, să știi. Iar tu ești singurul meu prieten, să știu. Dar dacă tu mă îmbrânzești, vom avea nevoie unul de celălalt. Tu vei fi pentru mine fără seamănă în lume. Eu voi fi pentru tine. Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș a amânat spectacolul de teatru Micul Prinț, programat pe data de 23 octombrie, din cauza vânzărilor scăzute la bilete. De asemenea, călărășenii nu merg în număr mare nici la proiecțiile găzduite de cinematograful 3D. Din acest motiv a fost redus numărul proiecțiilor programate săptămânal. Menționăm faptul că până pe data de 26 octombrie 2020, din cauza unor probleme de natură tehnică, nu vor putea proiecta filmul Ava. Code 8227. Confirmed. Subject's closed. I know you like Ava. But she's a liability. No, not her. She's best of breed. I recruited her. I trained her. Put security around my family on high alert. Reprezentanții Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș vor reveni cât mai curând cu noi informații suplimentare. De curând va se relua activitatea. Cum sunt călărășenii? Dornici de cultură? Vin la evenimente? Ne așteptam să avem mai mulți călărășeni dornici de evenimente. Într-adevăr, din 18 septembrie am reluat activitatea pe cinematograf. Bineînțeles, cu capacitate 50%, conform normelor în vigoare, dar trebuie să menționăm faptul că nu avem atâția spectatori cât ne-am fi așteptat. Au fost și zile în care nu am rulat, deoarece nu au fost solicitări. Momentan avem o problemă tehnică de sunet și până la remediere am sistat activitatea pe cinematograf. Dar ne gândim ca de luna următoare să modificăm puțin programul și în loc de două proiecții pe zi, cum aveam până acum pentru adulți, să avem o singură proiecție, pentru că nu am vrea să închidem totuși cinematograful. În ceea ce privește activitatea la sala de spectacole, piese de teatru, avem până la finele anului? Aveam acum vineri, pe 23, programată o piesă de teatru, Micul Prinț, spectacol pentru oameni mari. Și cu regret spun acest lucru, nu s-au vândut bilete, decât 7 bilete pe online și 2 fizic, motiv pentru care am fost obligați să anulăm acest eveniment. Acesta ar fi fost ultimul eveniment până la finele anului sau mai aveți programat și altceva? Aveam programat pe 2 noiembrie și avem în continuare programat pe 2 noiembrie concert Direcția 5. Este un concert național care se desfășoară în mai multe orașe din țară. El este programat pe 2 noiembrie, cum spuneam. Biletele s-au vândut la capacitate de 50%, așa cum prevede acum legislația. Doar că o să vedem în funcție de cazurile care o să mai fie și la acel moment care va fi rata de incidență la 1000 de locuitori, pentru că în funcție de acest aspect vedem dacă putem să funcționăm cu sala pe jumătate, capacitate 50%, sau vom fi obligați să restricționăm. Asta nu mai depinde de noi. Așteptăm și noi să vedem cum evoluează lucrurile. La cât veți reduce capacitatea dacă se va mări rata? Dacă rata depășește 1,5 până la 3 cazuri la 1000 de locuitori, atunci trebuie să mergem la 30%, de la 50 la 30%. Dacă se depășește și 3, atunci va trebui să închidem, din păcate. În această perioadă în care se pare că activitatea vă este restricționată, fără voie, ce alte activități derulați? Continuăm proiectul despre care am mai povestit, cu acele date culese din teren de colegii noștri. Lucrăm la această culegere în continuare, pentru că este o muncă foarte minuțioasă, pentru că toate aceste date trebuie să fie verificate pentru a vedea dacă sunt conforme.
De asemenea, mai avem niște propuneri pentru publicarea unor cărți de la diferiți scriitori, să zic așa, din Călăraș. Și sperăm ca până la sfârșitul anului să reușim, dacă vom avea și buget alocat, să reușim să publicăm această culegere. Deci activitatea este, dar nu este activitatea directă cu publicul. Veți face activitatea de cercetare și... Da, vom continua cu activitatea de cercetare, care este o activitate specifică instituției noastre și care se va regăsi în activitatea noastră și este și în obiectivele noastre. Preconizați că până la finele anului veți publica acea culegere despre care vorbeam? Acesta este obiectivul nostru, dar bineînțeles depinde de buget, dacă vom avea bugetul necesar.